Palatul Republicii din inima Chișinăului, unde Parlamentul își desfășoară ședințele plenare, a devenit astăzi punctul spre care de dimineață s-au îndreptat mii de cetățeni din capitală și din zeci de localități din țară. Oamenii s-au adunat într-o amplă acțiune de protest pentru a cere desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate. Principalele lozinci scandate de protestatari au fost Guvernul la dubă, Întoarceți banca poporului, Jos hoții și bandiții, Vrem alegeri. La intrarea în Parlament, protestatarii au fost întâmpinați de fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Deputații comuniști s-au solidarizat cu mulțimea și au constatat că acum este momentul ca toată societatea să-și unească eforturile și să se izbăvească de regimul liberal-democrat care menține țara sub ocupație. Cu atât mai mult că, sub presiunea valurilor de revolte, a fost obținută o primă victorie comună. У нас есть первая официальная победа. Мы добились слушаний правительства по Банка де Экономии и по аэропорту Кишинева. Процесс! Процесс, наш Нюрнбергский процесс над властью начался. И это наша общая победа! Ура! Сегодня мы находимся в реалиях сентября 2013 года. Идет уже пятый год власти этого альянса, этой коалиции. За эти более чем 4 года власть не решила ни одной серьезной проблемы. И вот сейчас им осталось завершить только две вещи. Распродать и похитить остатки государственной собственности и потом разобраться с самим государством. Банка де Экономии, международный аэропорт – это всего лишь первые шаги, их шаги по продаже и по воровству 90% оставшейся государственной собственности. Мы этого не должны допустить. Не должны допустить границы по Днестру. Не должны допустить потери Приднестровья. Не должны допустить потери нашей государственности. Такое правительство на свалку. Нам нужны новые выборы. Аледжер, ной, гуверну лагу ной. Deputații comuniști i-au salutat pe cetățenii din Troița Nouă, care de două săptămâni luptă hotărât cu regimul pentru a nu permite lichidarea școlii din sat. Oamenii și în continuare se vor bucura de sprijinul pe care opoziția comunistă îl oferă în această luptă, a declarat deputatul Alexandru Petkov. Persoanele la Troița Nouă au arătat întregii Moldove, întregii Europe, că ei sunt avangardul rezistenței Moldovei. Cum trebuie să arate altfel patrioții Moldovei decât ei, cei care au venit în susținerea copiilor lor, drepturilor copiilor dânșilor. Noi am arătat cu toții că de acolo se va porni renașterea Moldovei. Iar cei de la guvernare, criminalii, traficanții de droguri, de armament în persoana lui Plahotniuc, noi o să-i spunem afară! În susținerea sătenilor din Troița Nouă au venit cetățeni din raioanele învecinate, din Căușeni, Ștefan Vodă, Anieninoi. Chiar dacă 4 autobuze cu oameni au fost oprite și întoarse din drum de către poliția rutieră, restul a reușit să ajungă la Chișinău. Oricât de mult s-ar strădui guvernarea să înnăbușe valurile de protest, eforturile ei vor fi zădarnice. Întreaga țară fierbe acum în revolte. Мы сегодня не одни. С нами вместе регионы. Сегодня вся Молдова поднялась на ноги. Сегодня вся Молдова возмущена. Вы видели на протяжении этой недели, как возмущались регионы. Вы видели, как люди перекрывали дороги. Это все говорит о том, что наши власти работают против нашего народа. Что наши власти проводят антинародную политику. Регионы возмущены. Регионы восстали. Сегодня в Гагаузии изо дня в день проводятся митинги. Власти делают хорошую мину при плохой игре. Но мы их разоблачили. Мы поняли, кто они такие. Мы не собираемся ждать года до следующих выборов. Время не ждет. Vreau să vă aduc mesajul din teritoriu, din raioanele de centru, acolo de unde vin acești plahotniuci și filați, unde spune poporul că nu acestei guvernări, jos acești aligari, la dubă toți criminalii de la guvernare, iar poporul va alege o guvernare care este demnă să apere interesele lor. Jos guvernarea, jos guvernul, jos hoții, jos criminalii. Alegeri noi! Alegeri noi! Guvernul la cu noi!
Astăzi nu există niciun colț în această țară unde oamenii să nu sufere. Niciun cetățean al acestei țări nu a fost ocolit de consecințele negative ale actualei guvernări. Astăzi țara este la un pas de a fi vândută noilor boieri și transmisă pe mâna străinilor din Occident. Cu această declarație a ieșit în fața mulțimii Vladimir Voronin, cel de-al treilea președinte al Moldovei și liderul comuniștilor, a îndemnat poporul să ridice fruntea, să-și unească forțele și să-și spună cuvântul fără frică și fără amânare. Кощунственность и бессовестность этой власти распространилась везде и всюду. Нет такого уголка Молдовы, где бы люди не страдали. Нет такого человека, которого эта власть бы не зацепила своим черным крылом. Но им и этого всего мало. Они хотят продать Молдову, хотят продать всех нас оптом по так называемому Вильнюсскому соглашению. Они хотят оторвать нас от исторических наших друзей, от тех, с которыми мы вместе были в одном государстве, в Великом Советском Союзе. И этому беспределу нет конца. И остановить этот беспредел можем только мы с вами, если не только на этой площади, но на всех площадях, во всех городах, во всех населенных пунктах народ Молдовы поднимется все как один на защиту своей земли, на защиту своих семей. И это реально. Вот то, что сейчас происходит, и вот это количество людей говорит о том, что уже терпение лопнуло. Мы не можем смотреть больше на эту воровскую, бандитскую, мафиозно-коррумпированную власть, которой только одна цель и одна задача – как дальше ограбить, как потом удрать, чтобы их потом долго искали, бесполезно искали, не могли найти. Поэтому нам надо еще больше объединять свои усилия, поэтому нам надо еще больше сплотиться, не допускать ничего без того, чтобы мы не обратили внимания. Всем встать как один на защиту Молдовы. După ce au întâmpinat mulțimea în fața Parlamentului, deputații comuniști s-au îndreptat în sala de ședințe pentru a audia rapoartele structurilor de stat pe marginea jafului de la Banca de Economii și de la aeroport. Acțiunea însă a continuat cu un marș de protest care a adunat câteva mii de cetățeni în doar câteva minute. De la Palatul Republicii, coloana cu mii de protestatari s-a îndreptat spre Ministerul Afacerilor Externe pentru a spune un ferm nu integrării europene, care a adus poporului reforme, în spatele cărora alianța de guvernare înfăptuiește numeroase fără de legi. Под лозунгами европейских реформ и трансформаций за 4 года в стране произошли самые страшные преступления, захваты предприятий, банков, нарушение Конституции, нарушение законодательства, нарушение процедуры при избрании президента. Сегодня у нас фактически незаконный президент у власти. Все это прикрывалось демагогией о европейских реформах, о сближении с Европой. Integrarea europeană nu are nimic comun cu acordul de la Vilnius, care este pregătit în secret. Este vorba despre o conspirație a guvernării liberale împotriva țării, împotriva propriului popor, spun comuniștii. Точно так же, как сейчас, в 38-м году в Мюнхене Гитлер и его тогдашние европейские так называемые демократические подельники делили Европу на части и приближали Вторую мировую войну. Сегодняшняя Вильнюсская сделка, которая готовится в секрете от молдавского народа, является вторым Мюнхеном, вторым сговором, в том числе против нашей страны, нашего народа и нашей демократии и героев, в кавычках, этого сговора антимолдавского. Мы должны знать, это Лянке, это Герман, это Карпов, это Килат, Герман Ладуба! Ideea integrării europene este discreditată total în Republica Moldova. Oamenii trebuie singuri să aleagă vectorul de dezvoltare al țării, iar acesta cu siguranță nu este orientat spre Occident. Бога ради, я вижу, что делает Евросоюз, что он сделал с такими странами, как Сирия, Ливия, Иран. Боже упаси. Нас тянут в Евросоюз, несмотря на то, что большинство населения нашей страны хочет в таможенный союз. Это первое. Во-вторых, я хочу, чтобы это бандитское правление село за свои преступления.
Scandând lozinca jos guvernarea de bandiți, vrem alegeri, participanții la miting au mers în marș de protest pe principalul bulevard al capitalei. Друг друга обвиняли в кукловод, контрабандист. И у власти находятся. Это вообще дико. Школы закрывают. Ту зиму как мучились. Автобусы не ездили. Поломаны. Та зима, а это какая будет? Еще больше закрывают школы. Я возмущена. Революция! 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 Филат, Гимп, Лупу, Корман. Кимовки наш, типа президент. Это проститутки европейские, которые доводят страну, не доводят, а довели страну уже до ручки. И, по-моему, им не место в нашей стране. Они должны взять, собрать свои вещи и отсюда уехать и оставить нас в покое, чтобы мы жили спокойно, как мы жили с начала правления партии коммунистов. Пусть мы не жили шикарно, но мы жили стабильно и жили более-менее нормально. Народ так не выходил, не жаловался, как сейчас. Синкит в школе ли? Синкит в градинице ли? Totul este preconizat pentru a fi privatizat, pentru a fi trecut în mâini sigure, pentru a se fura, pentru a fura ce a mai rămas în țara Moldovei. Noi nu avem nevoie de acest guvern, nu avem nevoie de așa conducere. Vrem să fie alegeri libere, oamenii să exprime votul liber, sincer și democratic. Людей довели до отчаяния. Люди выживают еле-еле. Это геноцид над собственным народом, над собственным. Это фашизм. Это хуже, неизвестно, что будет дальше. Расчленяют Молдову. Людей топчат. Что это? Что это? Oamenii au disperarea în suflet și hotărârea în acțiuni. A venit timpul de a ne apăra pe noi înșine, de a apăra copiii și viitorul acestui stat. Я просто гражданин Молдавии, а я хочу защищать Молдаву. Народ Молдавии. За его суверенитет, за его язык, за народ, за судьбу народа, за судьбу своей внучаты. Я смотрю, Молдава не туда идет. Это покажет, что власть не самостоятельна, он нас продают. Народ возмущается, потому что надоела преступная власть, и народ требует досрочных выборов. Все люди поднялись уже по всей стране. Они не выдержат, они уйдут, они никуда не денутся. Autoritățile pro-europene formează o grupare de lași care se tem să piardă puterea și care au instalat o marionetă în fotoliul de președinte. Poporul consideră că Nicolae Timofti nu are dreptul moral să ocupe funcția de șef al statului. Apropiindu-se de reședința de stat a președintelui, miile de persoane adunate în coloană cereau demisia acestuia. La mitingul antiguvernamental din capitală s-au adunat oameni din diferite regiuni, însă mulți așa și nu au reușit să ajungă la miting. Patrulele de poliție opreau autobuzele cu cetățenii care doreau să se alăture mișcării de protest. Concluzia este una, guvernarea conștientizează forța poporului și încearcă prin orice metode să opună rezistență propriilor cetățeni. Locuitorii din Troița Nouă, după ce au stat de gardă până noaptea târziu, blocând drumul, la fel au mers la Chișinău ca să se adreseze după ajutor celor de la putere. Нас от дверей оттеснили полицейские, как будто перед ними не две сельские женщины, а армия террористов. Нас не захотели слышать. Мы сейчас прямо с этой площади едем опять на дорогу. И все, кто нас поддерживает, приезжайте к нам. Потому что мы будем стоять на этой дороге, пока нашу школу не оставят. И мы не отступим. Tot astăzi la Parlament au fost organizate audieri pe marginea problemei Banca de Economii. Peste o oră de la începerea ședinței Parlamentului, în fața protestatarilor au ieșit deputații din opoziție. Ei au anunțat că audierile au început, însă principalii eroi ai furtului de la bancă și aeroport, în frunte cu premierul Leancă, nu s-au prezentat la ședință. Выгнать Leancă сюда! Он должен быть здесь! Он должен ответить перед всей страной за себя, за свою зеленую ЛДПМ. Этот паркетный щелкопер, который умеет ходить только по паркетам европейских столиц, обязан быть здесь перед вами, там перед парламентариями. Ему не дано руководить этой страной. Он не умеет этого делать. Он не хочет этого делать. Он сдает ее кому угодно. Вот здесь ходят ребята новые, вон полицейские. Вот она, румынская форма. Как говорил Жеглов, премьер должен сидеть в тюрьме.
La finalul marșului de protest, oamenii au adoptat o rezoluție prin care au declarat că se pregătesc pentru o amplă acțiune de protest și o mișcare națională spre Chișinău. Почти 50-летняя история человечества, каждая историческая эпоха и даже каждый век дал нам массу примеров, когда те или иные поработители, возомнившие себя богами, были справедливо наказаны. Есть у нас такой пример и в 20 веке, его дали нам наши деды и отцы. Пример великого похода на Берлин, который закончился 9 мая 1945 года. Мы с вами продолжим дело наших дедов и отцов, потому что нас ждет поход на Кишинев. Вы должны обойти каждого своего родственника, каждого друга, каждого товарища, каждого соседа, каждого знакомого, каждого человека, которого хоть как-то знаете. И подготовить его к этому походу, который состоится очень скоро. И вы все об этом скоро узнаете. Să facem apel la drepturile noastre constituționale și să ieșim la protestul național cu cerința de a demite guvernul criminal și de a desfășura alegerile parlamentare anticipate. Aceasta este principala revendicare care se conține în rezoluția adoptată astăzi de mulțimea adunată în fața Parlamentului. În textul declarației se spune: noi, cetățenii Republicii Moldova, ne-am adresat către cei care guvernează țara în numele nostru, membrii Parlamentului, și am cerut să fie identificați participanții complotului criminal care a avut ca scop și a rezultat cu deposedarea statului de Banca de Economii și aducerea acesteia în pragul bancrotizării, să fie determinate măsuri urgente pentru restabilirea legalității sub forma anulării tuturor formelor de manipulări ilegale cu banca și întoarcerea acesteia în proprietatea statului. Noi constatăm că audierile parlamentare care au loc acum, caracterul discursurilor deputaților de la guvernare deja acum demonstrează în mod incontestabil că această guvernare nu intenționează să execute cerințele enunțate mai sus. Guvernarea a demonstrat că ea reprezintă interesele criminalilor, acționează conform indicațiilor acestora și calcă în picioare legea și interesele statului și societății moldovenești. În condițiile create, noi, cetățenii Republicii Moldova, ne adresăm către întreaga societate a țării noastre cu îndemnul de a se folosi de drepturile sale constituționale și drepturile fixate în dreptul internațional și a ieși la protestul național cu cerința demisiei guvernului criminal și organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Bandiții de la guvernare vor cădea, poporul moldovenesc va triumfa, se spune în rezoluția adoptată în urma protestului de astăzi la Parlament. Audierile parlamentare în cazul Băncii de Economii și concesionarea aeroportului internațional Chișinău s-au transformat într-o farsă. La ședința trecută, reprezentanții PCRM au solicitat prezența la audierea premierului Iurie Leancă și transmisiunea în direct a evenimentului la Moldova 1. Aceste solicitări au fost ignorate de majoritatea parlamentară. Ca rezultat, comuniștii le-au amintit guvernanților propunerile lor. Dar majoritatea parlamentară a ignorat și de această dată cerințele deputaților comuniști. În opinia reprezentanților PCRM, guvernanții au ce ascunde. Săptămâna trecută noi am decis în privința organizării audierilor publice cu invitația prim-ministrului, membrilor guvernului. Din păcate, astăzi dumneavoastră ați refuzat să-l invitați pe prim-ministru, n-ați organizat în transmisiune directă la televiziunea publică ședința de astăzi. Noi înțelegem foarte bine că noastră vreți să torpilați aceste audieri publice, vă temeți de aceste audieri publice, dar noi momeala aceasta nu o să înghițim. Fracțiunea Partidului Comuniștilor are ce să spună în cazul BEM-ului și noi ne vom folosi de tribuna parlamentară pentru că să aducem la cunoștință tuturor cetățenilor despre faptele de furt. Reprezentanții coaliției de guvernare au decis să înceapă și să petreacă audierile conform propriului scenariu. În pofida faptului că regulamentul Parlamentului prevede audierile fiecărui funcționar în parte și adresarea întrebărilor, majoritatea parlamentară a decis să-i audieze pe toți funcționarii odată. Ministrul de Finanțe Arapu, președintele Băncii Naționale Drăguțan, președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare Filip, numiți în funcție pe listele PLDM, PD și PL. Aceștia au început să se laude cu efectele pozitive ale tranzacțiilor efectuate. Ca rezultat a emisiunii respective, capitalul statal al băncii s-a majorat cu 80,2 milioane lei din cotul investițiilor acționarilor privați.
Această emisiune a fost efectuată cu condiție ca acționarii privați care au răscumpărat emisiuni de acțiuni de tip închis, fără alte creanțe de garanții de obligatoare, să-și asume binevol obligația de a acorda băncii un credit subordonat minim de 600 milioane de lei, precum și de a prelua creditele și împrumuturi neperformante în sumă minimum 300 milioane de lei. În total, peste 1 miliard de lei. Oferta depusă de Международный аэропорт Внуково, compania, nu a fost întocmită conform regulilor stabilite în caietul de sarcini. Multe formulare standard nu au fost prezentate, iar cele prezentate au fost completate doar în limba engleză. Reieșind din prevederile legale, o ofertă dată a fost declarată ca fiind necorespunzătoare și respinsă de comisia de concurs în cadrul ședinței din 15 august 2013. Oferta depusă de Asociația Persoanelor Juridice Avia Invest a întrunit toate condițiile stabilite în caietul de sarcini. A fost evaluată și în cadrul aceleași ședințe din 15 august a fost declarată câștigătoare. Conform ofertei companiilor nominalizate, volumul investițiilor concesionarului urmează a fi de cel puțin 244 întreg și 2 milioane euro în infrastructura aeroportului internațional Chișinău. Pentru a confirma situația, în Parlament a apărut și ministrul Justiției Oleg Efrim, care a confirmat legalitatea tranzacțiilor în cazul Banca de Economii și Aeroportul Internațional. Deputații majoritari nu s-au oprit aici, pentru că nu au fost atenți în momentul prezentării rapoartelor, distrându-se cu telefoanele și computerele. Imediat după audieri, reprezentanții coaliției au solicitat o pauză de o jumătate de oră pentru a lua masa. Au nevoie de ceva timp ca să asimileze această informație. De ce noi cerem o pauză de o oră jumătate? Astfel, partea principală a audierilor, la capitolul întrebări și răspunsuri, a început abia la orele 15. Deputații comuniști au cerut ca legiuitorii să nu fie limitați în timp pentru a afla toată informația necesară. Eu vreau să fac referire la regulamentul Parlamentului. Noi avem aici, dacă nu mă înșală vederile, 8 raportori. Conform regulamentului, fiecare deputat are dreptul la 2 întrebări adresate fiecăruia din raportori. Respectiv, fiecare din deputați are dreptul în cazul de față la 16 întrebări. Și cum puteți dumneavoastră să vă încadrați într-o oră? Nimai vorbim de faptul că nu este streleț să stabilească, să repete o întrebare sau alta, dar alegătorii care stau în spatele noastră. Deci, niciun fel de restricție, având în vedere numărul de întrebări pe care îl avem. Dar majoritatea parlamentară nu intenționa să afle cine este vinovat de faptul că statul a pierdut majoritatea acțiunilor la Banca de Economii, iar aeroportul internațional care aducea venituri a fost concesionat. Reprezentantul PLDM, PD și ambele tabere ale liberalilor au decis să limiteze întrebările la o oră și jumătate. În pofida limitărilor, reprezentanții PCRM au început să discute detaliile tranzacțiilor. A fost sau nu la curent prim-ministru de faptul că pe data de 11 iulie 2013 Comisia pentru Concursuri Investiționale și Privatizare a luat o decizie de a renunța la participarea statului la subscrierea la acțiuni în proporție de 56,13% din emisiunea suplimentară a acțiunilor băncii, adică de a înrăutăți conștient, fără nicio recompensă, subliniez, poziția statului în Banca de Economii. Și dacă a știut prim-ministrul de acest fapt fără precedent, conform cărui act normativ, guvernul a căzut de acord cu această decizie sus menționată. După cum a declarat ministrul finanțelor Anatol Arapu, răspuns la această întrebare nu există. E clar, răspunsuri nu-s. Iarăși întrebare la prim-ministru. Cineva, având direct nu este, el cunoaște că pe data de 16 iulie 2013 a fost scrisă o scrisoare de către conducerea Agenției Proprietății Publice. A citit el sau nu personal textul acelei scrisori care a fost eliberată de respectiva agenție și semnată de persoana care îndeplinește sau exercită mandatul de conducătorul acestei instituții? Scrisoarea a fost adresată viceministrului finanțelor, domnului Victor Barbăneagră, în care au fost formulate împuternicirile reprezentantului statului la adunarea acționarilor băncii de economii. Acum eu concretizez întrebarea.
Poate să-mi confirme prim-ministru că această scrisoare, semnată de doamna Angela Susanu, vicedirectorul Agenției Proprietății Publice, într-adevăr sancționa pe domnul Barbă Neagră, pe lângă celelalte, să realizeze refuzul oficial al statului de a participa la subscrierea la acțiunile emisiei suplimentare. L-a împuternicit Barbă Neagră Angela Susanu prin această scrisoare sau nu l-a împuternicit să renunțe la participarea în emisia suplimentară? Scrisoarea a fost remisă către Ministerul Finanțelor din numele comisiei care a avut ședință loc și a luat decizie. În baza acestei scrisori a fost și împuternicire pentru prim-ministru, a fost la curent probabil cu asta. Era adresată reprezentantului statului Victor Barbă Neagră și era semnată de conducerea respectivii agenții. Însă, domnule ministru, și eu declar asta pentru întreaga țară, noastră mințiți, pentru că în acea scrisoare Barbă Neagră nu era împuternicit de agenție să voteze contra participării statului în emisia suplimentară de acțiuni. El și-a asumat răspunderea la indicația lui Filat, noi știm de asta foarte bine, pe cont propriu, și să știi de chestia asta. În scrisoarea respectivă nu este indicat că el are dreptul să voteze contra participării la emisia suplimentară de acțiuni. După cum au subliniat deputații PCRM, miniștrii și funcționarii prezenți la audieri ori nu au citit hotărârea Parlamentului, ori nu au înțeles conținutul acesteia. Подав ложе правительства подозреваемой общественностью на сегодня. Вы будете давать правдивые показания или так будете ходить вокруг да около? Значит, согласно закону, публичное имущество поручено правительству. Здесь кто сегодня тянет за лямку? Кто самый старший по званию? Care este întrebarea, stimat coleg? Кто самый старший по званию здесь? Министр, и здесь есть единственный член правительства, министр Арапу, который это постановление не читал, или если читал, то не запомнил, потому что в этом постановлении, 152-м, нет ни одного слова относительно варианта 1, 2, 3, а еще сказано... Va identifica soluții pentru depășirea situației legate de capitalizarea băncii. De capitalizarea. Care capitalizarea noi acum noi avem? Care capitalizarea? Мы только вышли на границу лицензии, и то потеряв серьезное влияние в банке и на финансовом рынке. Дальше. Здесь господин Барбă Неагră, претендующий на то, что он заместитель министра, пока еще, говорит о каких-то решениях по приватизации. Приватизация за дежабу не делается, приватизация делается за деньги. Undis bandela privatizarea. Deputații PCRM au insistat să afle de ce acțiunile Băncii de Economie au fost vândute la prețul nominal și nu au fost reevaluate. Deci în momentul în care guvernul a decis să purceadă pe calea recapitalizării Băncii de Economie, pe calea emisiunii suplimentare de acțiuni, de ce ați folosit metoda de emisiune închisă de acțiuni, și anume la prețul nominal, la prețul de 5 lei? De ce, știind că prețul de piață al acțiunilor este unul de 3 ori ce obții mai mare decât cel nominal, nu, guvernul nu a proces la procedura de reevaluare a acestor acțiuni, plasând pe piață acțiuni mai scumpe? De ce nu ați proces la o emisiune publică deschisă a acțiunilor și nu ați invitat la acest concurs mai mulți potențiali acționari care ar fi adus mai mulți bani bugetului? De ce ați ales calea cea mai păguboasă și nu doar în opinia mea, dar în opinia multor experți, și ați ratat sume de sute de milioane de lei la buget și respectiv la Banca de Economie? Potrivit lui Anatol Arapu, s-a recurs la această măsură pentru a nu cheltui 1 miliard de lei din bugetul de stat. Însă, funcționarul nu a putut răspunde ce legătură este în miliardul de lei din buget și faptul că acțiunile băncii au fost vândute practic cu bănuți. La rândul său, deputatul independent Mihai Gode a propus, cu sarcasm, să fie sărbătorită victoria hoților asupra proprietății publice.
Mi-a venit o idee să exclamăm poate în cor așa toți împreună. Nu e așa, cetățenii Republicii Moldova, că sunteți mult mai fericiți fără Banca de Economii și Aeroportul Internațional Chișinău? Pentru că asta încearcă să ne inducă și raportorii, dar și unii colegi din Coaliția Pro-Europeană. Eu am o întrebare către guvernatorul Băncii Naționale. De fapt, două, dar la una poate să nu-mi răspundă. Dacă nu planifică Banca Națională emiterea unei monede comemorative în valoare de 5 lei, ca să sărbătorim cu toții victoria asupra proprietății publice. Potrivit comuniștilor, guvernarea a organizat un spectacol de prost gust, iar raportorii sunt de fapt complici la cele două tranzacții ilegale de la Banca de Economii și Aeroportul Internațional Chișinău. Sunt impus ca să constat faptul că aici e un spectacol de foarte prost gust. La fel cu regret, alianța, sau cel puțin fosta alianță, este complice la furtul acestei bănci. La ora actuală, audierile în Parlament mai continuă. Cu detalii vom reveni la acest subiect în buletinele informative de mâine. Cetățenii din Troița Nouă au răzbătut astăzi până în Parlament. Mamele copiilor care au fost alungați afară din școală și trimiși să învețe la kilometri depărtare de casă nu au așteptat până vor veni autoritățile în satul lor, ci au venit singure să ceară implicarea guvernării. Femeile s-au adresat jurnaliștilor spunând că ele nu fac politică, iar blocarea drumului a fost ultima măsură disperată la care au decis să recurgă. Noi nu suntem agitatori politici, dar la noi nu vin nimeni, noi nu știm cum altfel să ne exprimăm, noi dorim Noi gândim că asta e ultima opțiune și poate ne auzi strigătul nostru, strigătul copiilor care strigă să nu le închidă școala. Noi ieri am cerut să vie doamna Bogovic, Olga, am cerut să vie domnul Barbaro și îi sunam, el pune receptorul. Am sunat la doamna Maia Sandu, care e ocupată deocamdată. Nu au nevoie de noi. Nimeni absolut nu au nevoie de noi. Noi la nimeni nu le trebuim. Oameni buni, cum să ne mai ținem noi? Noi nu știm. Asta e ultimul strigăt, dar noi să ne ținem pe poziție până într-atâta, până să ne audă tot țara, tot Rusia la să ne audă. Absolut, poate ieri ne-or da un mic ajutor pentru așa să nu ne închidă școala. Astăzi, când au ajuns la birourile deputaților din Alianță și la președintele Parlamentului, femeile la fel au fost ignorate. Nimeni nu a dorit să le asculte durerea. Простите. Мы обращались во все инстанции, абсолютно. Перед нами просто были закрыты двери. Заседание канцлеров, которое было назначено, которое мы попросили, чтобы назначили, чтобы канцлеры пришли, и мы решали вопрос вместе, находили какие-то выходы, находили какие-то решения. Они просто не пришли на заседание, они игнорировали полностью. Мы сидели в зале, в пустом зале и ждали. Никто не пришел. Вчера мы стояли на трассе вместе с нашими детьми. Ни один из Альянса, и не знаю из кого, и из наших районных канцельеров, которые голосовали против нас, ни один не пришел. И не объяснил нам, и не предложил нам какие-то решения. Нас обвиняют только в том, что мы плохие родители, что мы держим своих детей на морозе. Национальные каналы полностью переворачивают информацию с ног на голову. Полностью дезинформируют страну. Мы не знаем, куда уже обращаться. Если нас здесь не услышат, куда обращаться, что делать нам дальше? Părinții s-au întors acasă cu o singură idee. Vor ține blocat drumul și nu vor renunța la lupta lor în speranța că mai mulți cetățeni care se confruntă cu aceleași probleme se vor alătura locuitorilor din Troița Nouă și vor obține o victorie comună asupra regimului. Pe data de 2 octombrie, seara târziu, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat rezoluția cu privire la Republica Moldova. Aceasta a conținut o serie de observații critice cu privire la starea de lucruri în țara noastră. În punctul 6 al documentului, APCE îndeamnă partidele de la guvernare să asigure funcționalitatea instituțiilor democratice în țară, necesare pentru asigurarea supremației legii, democrației și drepturilor omului. Europenii au criticat Moldova la lipsa de progrese în problema transnistreană, funcționarea limbilor, lupta cu corupția și reforma justiției.
justiției. Deputatul PCRM Grigore Petrenco, aflat în delegația moldovenească la APCE, a informat Forul European că puterea de la Chișinău, pe care Europa o apără și îi oferă sprijin, încalcă fără rușine regulile și principiile democratice. Potrivit lui, dacă un asemenea raport critic ar fi fost adoptat cu 4 ani în urmă, haosul din Moldova putea fi evitat. В эти дни Молдова охвачена протестами, и это только начало. Люди устали от псевдореформ, от коррупции, от нищеты. Граждане Молдовы поднимаются против беззакония, воровства государственной собственности, против деградации образования, здравоохранения, против того, чтобы кучка олигархов наживалась даже на их бедноте и нищете. Сейчас в эти минуты, часы, жители населенного пункта Новотроицкое в Молдове, жителями перекрыта международная трасса Кишинев-Одесса, связывающая Молдову и юг Украины. Люди доведены до отчаяния. Они хотят, чтобы власть не закрывала единственную школу в их селе. Трасса перекрыта с 10 утра. До сих пор не приехал ни один представитель правительства. До сих пор. Вот так они относятся к людям. Вот так они относятся к социальным проблемам. Эта власть привыкла работать без оглядки на народ, на людей. Они работают с бумагами, когда одним росчерком пера можно ликвидировать сотни школ, тысячи рабочих мест. Они живут в другом мире, в так называемой истории успеха, где есть лишь сухая статистика освоенных миллиардов иностранной помощи. Даже такие события, как перекрытие международной трассы, вы не увидите на экранах телевизоров в Молдове, потому что пресса, СМИ, так называемые свободные, демократические, их не показывают. Вы сегодня видели хоть одно молдавское СМИ, один хоть телеканал здесь? Нет. Почему? Потому что им сказали сюда не ездить. Потому что доклад не нравится властям, не нравится правда, которая режет глаза. Петренко susține că Moldova nu mai poate fi o statică a doi oligarhi, Plahotniuc și Filat. Одного уже сняли из президиума парламента, другого отправили со всем его правительством за коррупцию в отставку несколько месяцев назад. Парламент проголосовал за коррупцию. Это про историю успеха и про то, как все замечательно у нас в стране, кто выступал. Но они продолжают, и Плахотнюк, и Филат, контролировать судебную систему, правоохранительные органы, спецслужбы. Они продолжают паразитировать на крупнейших инфраструктурных предприятиях. Они продолжают рейдерские атаки, продолжают контролировать и цензурировать СМИ, ограничивать права и свободы граждан. Только благодаря мониторингу со стороны структур Совета Европы многие нарушения демократических норм удалось остановить или предотвратить. Снятие мониторинга чревато серьезными последствиями для функционирования демократических институтов в нашей стране. Мы хотим жить в полноценной, свободной, демократической Молдове, где торжествует народовластие, а не власть над народом и над его волей со стороны олигархов. Хочется выразить с этой трибуны слова солидарности и восхищения с теми гражданами Молдовы, которые сегодня борются за свои права, которые своими действиями приближают перемены в нашей стране. Сегодня каждый гражданин Молдовы может внести свой вклад в освобождение страны. Доклад сегодняшний парламентской ассамблеи Совета Европы – это зеркало, на которое властям Молдовы не надо пенять. Но не менее важно, чтобы принятая резолюция соответствовала тем фактам и выводам, которые изложены в докладе. Сегодня, как никогда, мониторинг нужен нашей стране. Призываю вас всех поддержать доклад, поддержать проект резолюции и ни в коем случае не голосовать за постмониторинг, если мы хотим на самом деле помочь Молдове и ее народу. După dezbaterile de câteva ore în care reprezentanții Alianței încercau să convingă Consiliul Europei că Moldova este un proiect de succes care trebuie scos de sub monitorizarea instituției, deputații adunării parlamentare nu s-au lăsat convinși. Aceștia au susținut rezoluție care prevede continuarea monitorizării până când conducerea țării nu va îndeplini obligațiile în fața Consiliului Europei.